Salut, sunt Petru și astăzi vă propun să ne hidratăm cu o limonadă. Nu cu una simplă, dar una din kiwi. Pe timp de vară, alege să bei în loc de bere o limonadă. Este un mit că berea potolește setea. S-a demonstrat că aceasta crește dorința de a bea mai mult. De aceea, pentru sezonul estival, Petru Scalețchi, bucătarul ambasadei Germaniei în Moldova, te va învăța să prepari o limonadă cu lămâie și kiwi. Așadar, ne refreșăm cu foarte multă vitamina C. Pentru această rețetă vom avea nevoie de zahăr 5 inimioare, lămâie, kiwi, miere de albini, suc de lămâie și ca decor vom folosi menta. În calitate de lichide avem nevoie de apă minerală și gheață. La un litru de apă minerală vei avea nevoie de sucul a uneia sau două lămâi, 6 kiwi, 100 de grame de zahăr 5 inimioare și 2 linguri de miere. În prima parte vom pregăti fructele pentru blender. Pregătim miezul de fructe pentru limonadă. Facem cea mai rapidă variantă a limonadei dacă este cald afară și doriți să vă răcuriți cât mai repede. În așa caz, decojiți lămâia de coajă, o tăieți în jumătate. Tot în acest vas pentru blender adăugăm și kiwi. Nu este nevoie să-l tăiați mărunt, dat fiind faptul că blenderul va mărunți toată masa. Un fruct de kiwi îl lăsăm pentru decor. Pornim blenderul la viteza lui maximă. Pentru a conferi un gust dulce limonadei, adăugăm miere și zahăr. În acest conținut plin de vitamine datorită kiwi, adăugăm zahăr, aproximativ 100 de grame. Pornim blenderul și adăugăm miere de albin. Labil, punem deoparte un vas cu gheață pentru limonadă. În ulciorul unde vom păstra limonada, adăugăm gheață. Adăugăm limonada în ulcior cu gheață. Lăsăm să se răcească puțin. Adăugăm limonada în paharul de servit. Ornăm cu frunze de mentă. Tradițională limonada din lămâie, astăzi am înlocuit-o cu una din kiwi. Să aveți pofte dulci! Savurând limonada din kiwi și lămâie, veți aduce în organism o importantă cantitate de vitamina C. Această licoare este foarte bună pentru fumători, îmbunătățește tranzitul intestinal și este aliatul perfect în lupta cu kilogramele în plus.